Joi dimineață, în jurul orei 10, a avut loc o tamponare gravă în fața gării din Roman între trei autoturisme. La fața locului s-au deplasat atât echipajele pompierilor cât și a poliției rutiere. În urma accidentului nu a fost nicio victimă. Șoferii celor trei vehicule neavând nevoie de intervenții medicale. Doamne, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, am ascultat. Doamna cu mașina din Brașov? Da. Și s-a lovit cu dumneavoastră? De... Da, dar nu, sunt victime, nu s-a întâmplat nimic. Doar paguri. A fost prins între două mașini, între două camioane. Între lumea au... Ea nu s-a asigurat nimic. S-a făcut stânga, gritul meu, vitează, l-a lovit-o din stânga, ăsta de aici a lovit-o din dreapta, care mergea înainte. Noroc nu sunt victime. A fost o tamponare între trei autoturisme pe fondul neacordării de prioritate la schimbarea direcției de mers. Deci atât, da? Nu au fost victime, da, și s-a soluționat tamponare, nu este accident rutier. Mulți șoferi spun că semnul de interzis la stânga care se află la intersecția din fața gării nu ar fi vizibil din cauza camioanelor. Un indicator, un semafor, să-l vadă toată lumea. Interzis stânga, n-are cum să-l vadă, nu se observă. Când stau camioane la semafor, nu se vede. Omul face stânga, greșește, involuntar. Femeia din Brașov care nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers a scăpat doar cu o sperietură gravă.